Stațiunea Mamaia a ajuns de-a lungul anilor raiul dezvoltatorilor imobiliari și al comercianților care și-au deschis afaceri în punctele cheie din zonă. Pentru că fluxul mare de turiști le-a adus încasări spectaculoase, numărul lor s-a înmulțit. Dacă în 2017 erau 20 de astfel de magazine alimentare și patiserii, astăzi numărul a crescut. Peste 60 de unități de alimentație publică s-au deschis în ultimii 4 ani. Constanțenii și turiștii care ajung pe litoral, chiar și pentru o escapadă de weekend la Marul Mării, spun că tocmai aceste magazine și-au urmărit și patiserii creează disconfort în perioada sezonului estival. Pe faleză, la peste 30 de grade Celsius, turiștii fac slalom printre tarabele care emană diverse mirosuri, greu de suportat. Chiar și așa, românul știe întotdeauna cum să-și creeze confort chiar și pe plajă la buget redus. Păi știți cum e, acum în funcție și de cerere. Dacă cerere nu există, nu are rost să funcționeze. Vicurile de acasă le iei de la market 1,50 lei sticla de jumătate de apă și ai terminat treaba, nu dai 5 aici. Autoritățile au scos legea din sertar și fac curățenie în stațiunile de la Malul Mării. Conform legii, este interzisă comercializarea în stațiunile turistice a alimentelor, a preparatelor și semipreparatelor din carne, ouă sau lapte, ori a produselor de patiserie și cofetărie. Totodată este interzisă și comercializarea băuturilor alcoolice în afara restaurantelor sau complexurilor hoteliere. Aceștia trebuie să înțeleagă că au obligația să respecte legea și mai mult decât atât să înțeleagă că fiind vorba de o stațiune turistică, nu comercializarea pastei de mici este cea care va aduce mai mulți turiști, ci un comerț echilibrat și bazat pe niște reguli, ușor de înțeles pentru orice turist, fie că vorbim de români sau că vorbim de străini. Cu siguranță, iată, vor avea timp să stabilească un nou profil. Administratorii de restaurante și beach baruri spun că aceste tipuri de unități alimentare reprezintă o concurență neloială, iar desființarea lor ar însemna ridicarea la un nivel cu adevărat exclusivist al stațiunii Mamaia. Clienții din zona de nord vin în special pentru modul în care sunt serviți. Delicatesele din farfurii cu specific pescăresc, precum fructele de mare și pește proaspăt, iar băuturile sunt atent alese. Totodată, această zona stațiunii este recunoscută pentru cluburile care adună în fiecare seară în perioada verii clienți cu gusturi excentrice. Stabilești niște nivele de și standarde de preț, automat și clientul este aferent acelui preț. Atunci când vii cu patiserii și cu magazine alimentare într-o zonă unde sunt restaurante considerate a fi de lux, vă dați seama că încep să se amestece clienții între ei, iar acei clienți care vin pentru condiții mai exclusiviste, automat sunt nevoiți să părăsească acele zone și se duc în altă parte unde nu întâlnesc acei oameni care merg la patiserii și la magazine să vină cu sandvișuri pe plajă. Amenziile nu sunt deloc usturătoare, astfel că un patron care ar comercializa în continuare astfel de produse ar însemna să scoată din buzunar între 80 și 100 de lei, o sumă mult prea mică, spun reprezentanții Direcției Serviciilor Publice din cadrul Primăriei Constanța. Încă din sudul stațiunii Mamaia există magazine alimentare de unde turiștii își mai puteau cumpăra mâncare la prețuri accesibile, în special cei care evitau să servească masa la restaurante. Odată cu intervenția autorităților, acestea vor dispărea cu totul de vara aceasta.